Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Realitatea Românească. Am intitulat titlul emisiunii noastre de astăzi, Revoluția lui Macron, aceasta având în vedere că domnul profesor Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, a publicat un articol foarte interesant pe blogul său personal, intitulat exact astfel, Revoluția lui Macron, inspirat fiind de o carte scrisă de Emmanuel Macron la finele anului trecut, o carte intitulată Revoluția este lupta noastră pentru Franța. Pot începe prin a spicui câteva din elementele caracteristice care pot constitui în perspectivă pentru un nou președinte al Franței, președinte ales, știți foarte bine, prin votul francezilor cu 65% și 35% Marine Le Pen. Iar din această carte pot să spicuiesc câteva elemente care, repet, pot constitui caracteristici ale priorităților pe care președintele Emmanuel Macron le va avea în vedere în următorii 5 ani de mandat. Înainte de aceasta însă vreau să spun că el în cadrul campanie electorale. În ultima, de fapt, a fost o singură dispută între el și Marine Le Pen, a avut o foarte bună disciplină a mesajului. După anunțarea votului, prin care s-a stabilit că el este câștigătorul alegerilor prezidențiale, a declarat că va merge cu umilință, devotament și hotărâre ca să servească numele cetățenilor care l-au votat, dar și a celor care nu l-au votat, că prin aceste alegeri se scrie o nouă pagină a speranței și încrederii regăsite și că va face totul pentru ca Franța să intre cu adevărat în secolul 21. Însă, din ceea ce domnul profesor Adrian Năstase a spicuit în extraordinarele sale cuvinte, care au marjat cu revoluția lui Emmanuel Macron, repet, în spiritul acelei cărți pe care acesta a scris-o la finele anului trecut, acesta considera că există o oboseală democratică, iar partidele nu mai au nicio legătură cu realitatea. Clasa politică, precum și cea mediatică, formează un popor de somnambuli. Pentru Emmanuel Macron, conceptul esențial este statul, iar istoria Franței a făcut din noi copiii săi, în timp ce în Statele Unite am făcut din ei copiii dreptului, iar în Anglia au făcut din ei acei copii ai comerțului maritim. Interesantă este și afirmația sa privind imaginarul și forța internetului. Acesta considera că, într-adevăr, pentru cetățenii în momentul de față, internetul constituie o sursă de socializare deosebită, unde poți să-ți acumulezi toate informațiile pe care le consider necesare, dar, din păcate, un contrast față de ceea ce a spus în prima afirmație este că, totodată, internetul te face în așa fel încât să trăiești într-o lume virtuală, imaginară și nu într-o lume reală. Pornind de la aceste considerente, vreau să vă mai spun că, pe plan extern, Emmanuel Macron, în această carte, sublinia că ar fi necesară o apropiere a relațiilor cu Rusia, având în vedere tradițiile istorice, tradițiile comerciale, tradițiile literare. Și chiar dacă sub imperiul unor relații destul de bune cu Statele Unite ale Americii, implicit cu președintele Donald Trump, totuși Franța ar trebui să privească mai mult către Rusia. În ceea ce privește Uniunea Europeană, la fel, Emmanuel Macron, care nu se consideră nici de stânga, nici de dreapta, să nu uităm că este președintele acestui grup marș, adică mișcare, el consideră că Uniunea Europeană ar trebui privită în perspectivă ca o corelație în care câteva din marile puteri, și aici avem în vedere Franța, Italia, Germania și poate chiar Spania, să poată să dicteze reforme economice, politice sociale la nivelul tuturor statelor membre, ceea ce ne duce la concluzia că
se pronunță pentru o formulă care să concilieze responsabilitatea și solidaritatea, dar în interesul Franței, deci Uniunea Europeană, în interesul Franței, în niciun caz, el nu majează pe o egalitate a statelor membre a Uniunii Europene. Iată de ce, din această perspectivă, trebuie să privim, bineînțeles, și către România. Oare, și pe bună dreptate, sublinea domnul Adrian Năstase, România este pregătită în acest moment să înceapă discuțiile, apropierea de nou președinte al Franței, cu atât mai mult cu cât alegerile parlamentare în Franța au loc între 11 și 18 iunie în acest an și vom vedea ce se va întâmpla, având în vedere că Marine Le Pen militează pentru o stratagemă deosebit de interesantă în care forțele politice franceze să se adune în jurul partidului ei pentru a putea câștiga majoritatea parlamentară care s-ar putea opune astfel lui Emmanuel Macron, care, bineînțeles, a fost ales, putem spune, și din posibilitatea cetățenilor francezi de a nu alege un rău mai rău decât un rău necesar. Prin urmare, față de aceste aspecte pe care vi le-am semnalat în câteva cuvinte, am în această seară un invitat de marcă. Am un privilegiu deosebit de a-l avea alături de mine pe domnul academician Caius Traian Dragomir. Bună seara, domnule academician! Bună seara și tuturor! Mă bucur că ați acceptat invitația de a veni la noi în emisiune. Fără să realizez că ceea ce interesează în primul rând este problema franceză, pentru că în această privință se schimbă atâtea cuvinte, pentru că între personalități, între persoane, între, iată, redactori și oameni politici sau foști oameni politici, încât pare mai curând că se încearcă o acoperire a unui mare gol. Ca să fiu foarte clar, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun și ceea ce vreau să spun telespectatorilor. Pentru telespectatori, să fac o scurtă prezentare a dumneavoastră, care oricum, cred că în condițiile în care de ce 27 de ani, zic, în viața publică, politică, în viața științifică, în viața literară, nu cred că există român care să nu fie auzit de dumneavoastră. Totuși, pentru cei care cunosc mai puțin activitatea domnului academician Caius Traian Dragomir, vreau să spun, dânsul este absolvent al Facultății de Medicină, a fost directorul Institutului Ana Aslan, directorul Institutului Victor Babeș din București, de asemenea, după 1990 și-a început și cariera politică, dacă nu mă înșel. Absolut. În anul 1992-1996 a fost ales în Parlamentul României calitate senator. Senator în circumscripția electorală București. În perioada 1994-1997, ambasador în Franța, 2001-2005, ambasador în Grecia. De asemenea, în anul 1991 a deținut funcția de secretar de stat și șef al Departamentului de Informații Publice a Guvernului României, practic acest departament creat de dumneavoastră, domnule Caius Traian Dragomir. Mai mult decât atât, ați fost prezent la numeroase simpozioane internaționale. Ați organizat în România conferințe internaționale. A scris anumite eseuri, dacă nu mă știu, între 1992-1997, Psihologia libertății, Psihologia sclaviei, din ce mi-aduc și eu aminte. Probabil că dacă avem timp... Mi le reamintiți și mie. Da, am înțeles. Deci, domnul Caius Traian Dragomir este un mare specialist în ceea ce privește politica externă a României, ținând cont de pregătirea, dar mai mult decât atât, în 1992 ați candidat pentru funcția de președinte al României ca independent. Deci, alții din partidul acela nu doreau să candideze, ce să le fac. Da. Deci, acum că am făcut această prezentare, pentru că mă vedeam obligat față de telespectatori să vă prezint pentru a cunoaște îndeaproape ceea ce ați reprezentat pentru România în această perioadă de timp și încă reprezentați pentru România, pentru că noi vă dorim multă sănătate, putere de muncă și toate cele bune. Înainte de asta, pentru că subiectul principal în acest moment este Franța. O să discutăm în afară de Franța și multe alte subiecte. Să abordăm lucrurile astea, dar în fine, dumneavoastră,
În anul 1994-1997 a fost ambasador în Franța. Iată că Franța, după 50 de ani, a înregistrat cea mai mică rată a prezenței la vot și totodată cel mai tânăr președinte al Franței în vârstă de 39 de ani. Dacă președinte fi, nu știu, lucrurile sunt destul de clare. În momentul în care am fost acolo trimis ca ambasador, nu aveam de a face decât cu personalități bine cunoscute în toată lumea. Acum auzim de niște... Bine, doamna Le Pen este doamna Le Pen pentru că este fiica domnului Le Pen. Deci n-are cum să nu fie știută. Nu zic că nu a contribuit la dezvoltarea unei politici care, mă rog, e prea puțin acceptată pe plan european în general. Ceea ce nu înseamnă că nu s-ar putea să vină o vreme în care să ne trezim și cu dominanța unei asemenea politici. Asta e o altă chestiune care ar putea să fie discutată aici sau altă dată sau niciodată, dar mă rog, să țină cont de ea acolo unde trebuie să se țină. Deci, dacă văd pe cineva trimis în Franța acum ca ambasador, desigur că are un instrument informatic destul de interesant și analitic, nu numai informatic, în textele domnului Adrian Năstase, fost prim-ministru, om care a fost ministru de externe, fost președinte al Camerei Deputaților. Nu e nevoie să mai spun că... Nu, pentru telespectator, nu pentru dumneavoastră. Am spus demnitatea maximă pe care a deținut-o. Deci, și în care, sigur că a colaborat cu Franța și a avut multe relații și contacte și, de altfel, unele dintre ele desfășurându-se și în prezența mea în perioada în care eram ambasador acolo. Deci nu, dar e cam puțin pentru că despre Jacques Chirac, despre François Mitterrand, despre toți cei de care, cu care intram în relație atunci, acestea erau figuri mondiale. Impresia mea este că aceste alegeri în Franța, pe bună dreptate, sunt cele în care participarea la vot a fost minimă, pentru că prezintă un minimum de interes. Problema este dacă Franța se va ridica prin națiunea ei, prin cultura ei, prin tradiția și prin istoria ei. Fiindcă prin aceste personalități nu se va ridica. Poate să fie un geniu, domnul Macron, dar de aici și până la... ține o lume întreagă în mână, așa cum au ținut-o predecesorii lui, sigur, nu era singurii care țineau politica lumii, erau multe alte puteri, erau multe alte forțe. Dar, stați puțin, unde ne aflăm? În momentul în care a candidat, trebuie să o spun asta, n-am nicio jenă acum, altădată aș fi fost ținut de misiunile pe care le aveam de îndeplinit. Dar acum pot să spun, în momentul în care a candidat un personaj ca fostul președinte, care nu s-a ales decât o singură dată și atunci a făcut... Deci, mă rog, nu contează că era o personalitate de o origine străină din punct de vedere al familiei și așa mai departe. Știți bine despre cine vorbesc, nu? Despre o persoană care provenea ca familie din Ungaria. Ei bine, în acel moment mi-am zis următorul lucru. E dificil să înțeleg cum Franța va putea alege un președinte care nu are comportamentul francez. Aș înțeles că poate fi ales ca prim-ministru în Anglia. Adică avea un comportament mai curând de natură britanică decât de natură franceză. Totuși a fost ales. A fost ales o singură dată. A doua oară n-a mai putut fi ales. Eu nu știu ce se va întâmpla cu domnul Macron. S-ar putea să se transforme treptat. Dar este puțin ciudat. Adică e ca și când ești numit întâi profesor universitar și până începi să-ți înveți disciplina. Cam asta este ceea ce mi se pare că se întâmplă cu Franța și asta este un lucru foarte grav. Adică vi se pare un necunoscut care, iată, care dintr-o dată trebuie să conducă una de marile puteri ale lumii. Păi stai puțin atunci, ce facem mai departe? Pe de altă parte, o situație similară, destul de apropiată, se produce și cu Statele Unite.
Da, știi, ajungem până la urmă la situația ciudată că BRIC-ul este condusă de personalități mult mai formate decât marile țări ale lumii pe care noi o socoteam în fruntea blocului mondial, așa, dacă am putea să vorbim. Toate acestea, după ce Poxipolo a anunțat victoria lui Emmanuel Macron, președintele Donald Trump l-a felicitat și a spus că abia așteaptă să lucreze cu el. Da, e foarte bine, toate lucrurile astea se leagă. Chestii numai de curtoazie, țin de o anumită pregătire diplomatică, țin de faptul că pentru ei timpul nu contează, pentru noi contează însă. Nu pentru mine, care am o anumită vârstă, dar și pentru dumneavoastră și pentru stele spectatori. Păi sigur că până la urmă toate aceste lucruri se vor regla. Că nu se va distruge Franța pentru că au ales pe Macron sau pentru că au ales pe Sarkozy, despre care am vorbit mai înainte. Știu, Nicolae Sarkozy. Așa. Nu dispare din cauza asta. Dar nici bine nu-i merge. Și atunci, pentru ca toate aceste lucruri să se lege din nou, conducerea Statelor Unite, cu conducerea Franței și așa mai departe, păi vor trece decenii. Ca să toate lucrurile acestea să se reasambleze la un moment dat. Păi, stați puțin că... Va putea să transpună el în practică câteva din ideile pe care eu le-am semnalat în cartea pe care acesta a scris-o anul trecut sau va fi blocat? Nu știu, să știți că nu știu cartea. În primul rând, eu nu știu cartea. Am venit oarecum nepregătit. Eu am înțeles că discutăm despre altceva. Sigur, încerc să mă adaptez temei. Lucrurile pe care vi le spun dumneavoastră le-am mai discutat cu colegi, cu prieteni, cu oameni cu care am făcut împreună un pic de istorie până la urmă și așa mai departe. Dar nu se poate. Marile țări au o responsabilitate. Am scris cândva, acum o vreme, iertați-mă că mă refer la mine. Oricum vom reveni, și la perioada 94 când ați fost numit ambasador în Franța, da, ca să putem discuta exact cum a fost contextul atunci. Poate politic, s-au făcut greșeli mai mari decât o să facă domnul Macron. Dar erau greșelile acelora, adică o greșeală lui De Gaulle valora cât 100 de succese ale lui unui necunoscut. Să revenim în anul 1990. Cum ați intrat dumneavoastră în politică și cum s-a derulat și numirea de ambasador în Franța, apoi în Grecia, secretar de stat întâmplă? Și șef al departamentului de informații publice? Nu erau prea mulți între care să putea alege. Credeți? Asta este. Păi da, este evident că e așa. Păi iată ce s-a întâmplat. Nu cumva noi atunci am avut o elită pe care azi nu mai avem? Păi nu mai e. Păi asta vă spun. Dar de ce s-a format o elită sub comuniști și nu se formează o elită în condiții de libertate? Păi asta aici, să ne spuneți dumneavoastră. Aici e întrebarea. Aici apare întrebarea. Păi pentru că angajarea într-o rezistență poate să fie mai productivă decât o frumoasă încercare de a câștiga banii și de a trăi frumos. Așa, ducându-te, eu știu, în Hawaii sau în nu mai știu pe unde. În Caraibe sau fiecare unde îi trăznește. Nu cumva pentru faptul că cei care proveneați din acel sistem aveați un simț al datoriei împlinite, al patriotismului? Domnule Sultan, vreau să vă spun un lucru foarte simplu. Bine, mai era așa ceva. Nu erau atâtea tentații, televiziune pentru copii, nu știu ce. Eu vreau să spun că la 10 ani ascultam Vocea Americii. Punct. Ca să fie foarte clar. Era o întreagă atmosferă politică în familie, care discutau americani sau britanici sau ruși sau cine. Erau foarte multe lucruri, foarte multe frământări. Știți, ceea ce lipsește în momentul de politici, în momentul de față, este cultura. Și lipsește până și celor care o au. Nu știu cum să vă spun, pentru că nu amestecă în cultură. Aș dori de la domnul Adrian Năstase mai mult spirit critic pentru toate aceste trăiri. Nu zic că nu le are, nici n-am citit ce a scris în acest. Nu, le face oricum. Dar bine, le face în general. Dar vreau să spun că este nevoie de gândit foarte clar la lucrurile care se decurg în toate sferele, nu numai societății, dar și geopolitici. Oriunde vezi această bâlbâială. Și de ce? Nu al domnului Adrian Năstase, care nu e bâlbâială nici cum, adică să nu se înțeleagă transferul de termeni în apropierea numelor. Vreau să spun următorul lucru, că oamenii care nu simt istoria nu au ce căuta în politică.
a simți istoria pentru generația mea este un lucru trăit, că l-am trăit în calitate de copilași care deschideau ochii asupra lumii sau apoi din ce în ce mai mult integrând niște lucruri. Păi eu tot aud că poate că o să fie război, că nu o să fie război, că ne apără NATO, că am spus la un moment dat, iertați-mă că mă citesc de nou, dar în fine, eu povestesc asta cu referirea la tine însuți, la care în care voi intra ceva mai încolo. Am spus că vedeți, este foarte greu să parcurgi o problemă politică fără să o fi trăit, măcar, cum să spun, măcar simbolic. E o diferență când spune cuvântul război o persoană de astăzi, născută, să zicem, chiar, nu știu, până la urmă, chiar cei care încep să se nască în mileniul ăsta, dar oricum, și dumneavoastră, ca om tânăr și așa mai departe. Și mine, domnule, eu am văzut pe strada mea convoaie de prizonieri sovietici, ruși, la germani, vis-a-vis de casa mea, era comandamentul german al garnizoanei Slatina, mergând pe jos către Germania, către lagările din Germania. Știți cum arătau oamenii aia? Nu se poate imagina. N-a trecut un an și am văzut convoaie de prizonieri nemți mergând către Siberia în același mod, pe jos. Am văzut oameni care nu mai aveau decât un bocanc, nu mai aveau doi, un picior gol, dar nu le aruncau nici pe ăla și mergeau șchiopătând, că măcar la un picior să le fie mai cald. Păi ăsta e războiul asta pentru mine, trăită. Dar războiul istoria pentru trăită. Dumneavoastră ce e? O poveste, exact. Care o citiți o în carte. Asta e istorie trăită. E așa. Mă trezeam copil în picioare în pat, că nu mă trezeam imediat ce mă ridica mama în pat. Mama, zic, pentru că tatăl meu se prăvădise înainte într-un accident de automobil. Și mă butonam la cămășuță ca să mergem, că sunase alarma buncă sau ce să vă ascundeți undeva. Da, nu era undeva, nici buncă, nu era un nu fel. Buncă, undeva unde să vă ascundeți de raidul la Irene. Păi sigur că da. Se vedea cerul. Pivnița, și era, da, nu, erau pentru mai multe familii, da. Câte construite așa un fel de adăpost. Da, da, da. Domnule, se vedea prin deschiderea aia de acolo cerul, nu stelat, iluminat de bombardierele americane și britanice care mergeau să bombardeze din spate, deci venind din, aflam pe urmă, bineînțeles, din nordul Africii, bombardau liniile germane pe frontul sovietic, aterizau la sovietici, se realimentau și se întorceau de nou și mai bombardau încă o dată și se duceau. În Slatina au aruncat doar câteva bombe și colo. Vă trebuie pentru un scurt moment de publicitate, da. Și revenim, da, după pauză. Am revenit în studio, stimați spectatori, continuăm emisiunea într-un stil debordant, așa ca și în prima parte, și cu invitatul meu special din această seară, domnul academician Caiu Traian Dragomir. Voi încerca să deslușesc, dânsul bineînțeles ne va desluși, eu nu știu pentru că n-am trăit acele evenimente, cum a intrat în viața politică românească în anul 1990 și care au fost evenimentele pe care dânsul le consideră semnificative pentru evoluția ca un politic, dar și pentru evoluția României în perspectivă, ținând cont de cele două mandate de ambasador. Vă rog, domnule. Știți, vă mulțumesc că mă invitați la așa ceva, la a vorbi despre evoluția, mă rog, unor activități ale mele. Nu sunt foarte încântat de asta și o să vă spun de ce. Nu pentru că aș avea ceva de... Nu, discutăm absolut liber, absolut orice. Inclusiv dacă se pot pune întrebări, din publicul dumneavoastră. Nu, deocamdată nu avem. Iată care este istoria.
un, iertați-mă că fac un fel de introducere scurtă așa, un bun prieten, coleg de liceu și scriitor apreciat. Așa spunea la un moment dat într-un text al lui, vorbesc atât de mult despre mine pentru că pe mine mă cunoști cel mai bine. Eu sunt, aș zice că sunt exact în situația contrară. Uite, am pus aici pe masă în mod special un volum de traduceri ale lui... ale lui Romulus Vulpescu din François Villon, care zice la un moment dat într-una din baladele lui, și eu aici ader, cunosc tot, prințe, fără glumă, cunosc tot ce cunoști și tu, cunosc că moartea ne sugrumă, cunosc tot doar pe mine, nu. Deci, întrebați-mă poate mai puțin despre mine și mai mult despre alții, că pe ea îi știu. Pe mine mă știu mai puțin, dar cum am intrat în politică e simplu. În primul rând, cum vă spuneam înainte, așa, printr-o frază lansată mai tangențial, așa, nu știu cum să zic, ascultam la 10 ani Vocea Americii, acolo să mă întrebați de ce. Păi foarte simplu, pentru că un unchi din partea bunicii mele fusese șeful liberal în Slatina, un alt, să zicem, unchi de gradul 2, tot din partea bunicii mele materne, fusese un personaj important în Partidul Țărănist. Mama spunea, când, după Revoluție, când aveam de votat și era, exista și un Partid Țărănist și un Partid Liberal, spus, îmi spunea, Caius, dragă, zice, eu să votez cu locul unde ești tu. Dar cu ceilalți nu votez, că mi-aduc aminte ce chin era înainte, că fiecare mă ruga să votez cu partidul lui. Dar, atenție, 4 ani de zile erau șomerii, băieții... Și scuze, am o enigmă, de unde numele Caius? Dacă băieții, nu, asta nu e, asta e cel mai simplu. Băieții înscriși în Partidul Liberal erau șomeri 4 ani și ei erau funcționari țărăniști și pe urmă venea invers. Zice, asta ar trebui cumva reglat. Mă rog, asta e altă poveste. Deci nu era nici înainte o situație cu care lumea, la care lumea să fie adaptată, chiar dacă participa în politica acelei vremi. Toată familia era cumva implicată în aceste... Eu am auzit de mic o serie întreagă de lucruri. De pildă, lumea ajunsese la aspecte caragioase. Atunci nu-mi dădeam seama că sunt caragioase. Zice, dom'le, dacă o să fie bombardamente în România, atunci mai bine să ne bombardeze rușii, că ăștia n-au avioane chiar așa de exacte, precise, ca să nu ne bombardeze cumva americanii, că aia sunt formidabili. Deci tot timpul se mergea către americanii. Păi un om ca, eu știu, Maniu, englezii l-au trădat. Aflăm acum că atunci când, acum vreo 10-20 de ani aflam, că atunci când regele Mihai se duce la Londra la căsătoria viitoarei regine cu prințul consort actual, îi pune, se dusese ca să pună o întrebare lui Churchill, ce fac? La care răspunsul lui Churchill, aflăm din textele arhivelor de astăzi, i-a spus simplu și clar, un rege trebuie să fie curajos. Păi, da, sigur că trebuie să fie curajos. Avea dreptate Churchill, dar nu știu la ce folosea lui Mihai chestia asta. Deci, iată cam unde ne aflam. Însă, se vorbea tot timpul de politică și, în orice caz, nu favorabil comunismului, nici cu un anticomunism dezlănțuit. Dar era o distanță față. Plus că, vedeți, sovieticii erau o armată formată 20 de milioane de oameni. Deci în Germania au intrat 20 de milioane de oameni, de soldați sovietici. În frontiera Germaniei a fost penetrată de 20 de milioane de oameni cu 10.000 de generali. Deci o divizie întreagă putea fi formată numai din generali, fără niciun grad mai jos. Asta a fost căderea Germaniei. Germania nu conta foarte mult în mentalul din perioada românesc, din perioada copilăriei mele. Ce se știa era că era atât de bogată România atunci, până la 23 august 44, încât soldații germani, când erau, plecau în permisie din Uniunea Sovietică, treceau prin România ca să se alimenteze, să-și cumpere alimente pentru ca să ducă acasă. Astea erau lucrurile pe care le auzeam eu atunci.
Era și un personaj, ca să spun și o chestie comică, care făcuse o demență, probabil lui etică, probabil sifilitică, dar el fusese un profesor. Și soția lui era prietenă cu bunica mea. Când vedea un câine pe stradă, începea să strige, uite-l pe Stalin, uite-l pe Stalin. Securitatea, un fel de securitate ce se constituia atunci, încă din timpul războiului, poliția, de fapt, dar care devenea mai mult sau mai puțin securitate, vine la doamna asta în vârstă, astea sunt lucruri pe care le auzeam atunci, vă dați seama, adică astea sunt în memoria mea, așa. Și spune, domnule, de ce strigă? Păi zice, nu știți că e bolnav mental, nu mai e. Da, doamnă, zice, dar de ce nu strigă Roosevelt? O întrebare pertinentă. Nu știu ce a mai strigat pe urmă, dar în fine, lucrurile nu s-a întâmplat nimic rău oricum. Nici cu unul, nici cu altul. Deci iată în ce atmosferă decurgea copilăria mea. Mai e o chestiune care trebuie să o spun foarte clar. Noi n-am știut niciodată să facem, și nu știm acum, asta e partea proastă, și aici pun un accent exact, nu știm să diferențiem între ruși și comunism. Atenție! Noi am suferit din cauza comunismului. Ofițerii ruși n-au făcut niciun rău în direct în România. Atenție, am întrebat mult în jur, făceau prin ordinele pe care Vyshinsky și alții oficiali sovietici îi le dădea lui Mihai sau îi le dădea apoi altora. Dar să știți, un ambasador rus atunci la nou stat să vină la radio pe vremea aia, că nu era televizor, să spună pe cine să pună populația la parchet, nu exista. Atenție, că totuși sunt nuanțe aici. Să dădea ordin prin structura de conducere a țării. Mai departe, ce să mai vorbim? Adică oamenii aveau uneori, țin să vorbesc de bine despre ruși, pentru că prea să vorbește tot aiurea, domne, nu știu, o sperietoare, că avem nevoie de sperietori. Dacă nu avem sperietori, atunci de ce să mai alegem conducători? Știi, cam asta e istoria. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Casa mea era exact vis-a-vis a părinților mei, mă rog, a mamei mele, de fapt. E plasată exact vis-a-vis, mai există, că așa, casa au mărit-o unii care au cumpărat treaba lor. Exact vis-a-vis de o casă foarte mare care aparținuse unor industriași francezi care avusese o fabrică în Slatina de Cherestea, nu știu ce. Acolo a fost comandamentul militar român în timpul Primului Război Mondial, până când armata germană a împins armata română dincolo de demarcația față de Moldova. A fost comandamentul german în copilăria mea, când m-am întors de unde plecasem cu toată familia, că n-am, tata s-a deplasat ca medic șef veterinar undeva în Dol și pe urmă la Beiuș. Și pe urmă m-am întors când tata s-a prăpădit. A fost comandamentul german. Când au venit sovieticii, că ăștia, i-am văzut pe nemți cum se îmbarcă, eu copilul, cum s-au îmbarcat în camioane și au plecat, sau în autobuze, sau în automobile, ăștia care erau ofițeri, și au plecat. Și au venit sovietici. Și tot acolo s-au dus, tot acolo, deci tot vis-a-vis de noi. În fine, e o poveste. Îi știu foarte bine, deci. I-am văzut și i-am știut foarte bine. Vreau să spun că pentru toată strada, dacă la un moment dat nu se găsea pâine în brutăriile românești, aduceau ei de la garnizoană și o dădeau celor la care fuseseră încartiruiți. Atenție! Deci, haide să separăm dictatul care a fost... pentru mine comunismul, înainte de a fi rău, a fost demențial. E o concepție bolnavă, psihic alterată. Nu numai conceptual, dar și ca modalitate de a induce comportamente. Asta este. Dar nu poți să acuzi oamenii dumne. Adică, băi, erau niște băieți care așteptau și ei să se întoarcă cândva acasă, la prietenele lor, la părinții lor, asta erau, nu erau altceva.
că ei deveniseră instrumentele lui Stalin, deveniseră totuși în același timp niște instrumentele istoriei Rusiei. Ca să fie foarte clar. Dar trec mai departe. Da. Deci aveam o anumită pornire care nu era niciun caz favorabilă comunismului. Eu am ajuns să fiu membru de partid, am fost la un moment dat, pe la vreo 37 de ani, ea care vreau să facă politică, să înscriau în prima, în facultate. Nu așteptau ei să îmbătrânească până la 37 de ani ca să... Tradiția v-a condus către facultatea de medicină? În mare măsură. Eram foarte bun la matematică, adică chiar dominam școala din punct de vedere al matematicii. Dar... Sunteți mândru că sunteți oltean? Nu, dar nu soltean. Sunt muntean. Muntean după malul stâng al Oltului. Stai puțin. Da, așa. Da, mă cheamă Caius pentru că tata era bănățean. Da, asta că m-ați întrebat. Da. Și nașul meu, nu știu, chestiunile cu diplomația au cam fost în familie. Nașul meu a fost Caius Bredicianu, fratele lui Tiberiu Bredicianu, care a înființat ambasadele de la Rio, de la Buenos Aires și de la Vatican. Pe vremea aia se știa cum se unifică o țară, chiar de către politicienii români. El a fost mandatat să semneze tratatul, nu acela de la Trianon, ci cel de la Versailles, în care România semna așa, co-participant la război, nu ca parte major implicată, cum era în Trianon. Dar nu era încă alipit Banatul și Transilvania la România. Dar statul român, regatul României, cu două provincii doar, Moldova și Muntenia, a făcut din acești oameni mesagerii săi. Ori noi n-am dat niciun titlu unui moldovean, unui conducător, lui Znegur, lui nu știu cine, de natură să-l facă interesat în participarea lui la România. Și, pe urmă, ne mirăm că Moldova nu prea s-a mișcat ca să vină încoace. În momentul în care ar fi fost posibil. Deci primele momente ale dizolvării Federației Ruse. 5 ani mai târziu era prea târziu. Dar nu mai accepta Rusia o chestie ca asta. Sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că și domnul Dan Dungaciu spunea cândva că România în 1990 a pierdut și marea oportunitate a unirii cu Republica Moldova. Clar. Știa ce spune. Confirma dacă și dumneavoastră prin dacă v-a spus așa, înseamnă că știa ce spune. Da. Mă rog. Deci asta era ținuta mea, ca să zic așa. Nu... Așteptam să se schimbe ceva, dar nu credeam că se va schimba. Adică, cum să spun, ne doream, mai bine zis, dar nu credeam. Nu era de crezut. O singură dată țin minte că traversam undeva pe acolo, prin fața spitalului universitar, strada, și niște studenți, eram tânăr, medic, tânăr, nu prea foarte tânăr, mă rog, eram medic, așa, de nu prea multă vreme, și fredonau niște muzică din asta, rock. Zic, băi, ăștia, mi-am zis mie însumi, ăștia nu o să mai le vină să se ducă la învățământ politic. Comunist, evident. Am avut, cum să spun, din comportamentul tineretului o anumită apercepție. Am văzut copii de școală, între alții și fiul meu la vârsta respectivă, așa, semănau groaznic cu studenții americani pe care îi vedeam eu când mă duceam ca să țin conferințe, eram invitat să țin conferințe în Statele Unite. Ați fost 2 ani în America, ați stat acolo 2 ani, ați prins... Nu, în timp de 2 ani am fost mai multă vreme în America, pentru că ar fi trebuit să trec prin aprobarea doamnei Ceaușescu, ceea ce ar fi fost foarte greu de obținut. Aș fi putut să rămân acolo, ceea ce e o altă istorie la care nu știu dacă e cazul să mă refer acum, pentru că eram invitat de decanul unei universități, unei facultăți, de fapt. Da, și totuși, Revoluția din 1989, unde v-a prins? Decembrie 1989. Pe acolo, la o frizerie de lângă locul unde s-a dat cu bocnitorile. Dar nu asta a fost important. Important a fost altceva. Că la un moment dat, scriind, publicând în Steaua, de pildă, de la Cluj, o serie de poezii,
La un moment dat, redactorul șef al Stelei, Aurel Rău, îmi propune să scriu un eseu mai mare despre relația dintre medicină și literatură, ceea ce am făcut. După ce l-a publicat, pare să că a strânit un anumit ecou și i-a plăcut și lui, probabil, îmi spune că să țină o rubrică permanentă. Mai avea și Nicolae Manolescu rubrică permanentă, persoane de nivelul. Dom'le, zic eu, asta era înainte de Revoluție. Ce fac? Că asta, sigur că îmi face multă plăcere și e o cale de a te exprima. Dar o să vină ziua lui Ceaușescu și o să mă pun aia să scriu acolo o istorie cu ea. M-am gândit ce m-am gândit și am găsit o formulă care s-a dovedit a fi foarte bună. Dom'le, există cronică literară, da? Nu, eu nu fac o cronică literară, că atunci obligatoriu ajung și la niște cărți pro-comuniste pe față. Ce să-ți fac eu o cronică de anticariat? Ce se găsește în anticariatele românești? Și rubrica respectivă am intitulat-o Antigva. Deci despre ce avem lucrurile vechi, despre antichități. La un moment dat scriu o chestie care a fost văzută de foarte mulți ca un fel de incitare politică. De ce? Pentru că vorbeam despre o carte în care se spunea că lucrurile de mâine sunt cele care nu se observă astăzi. Și am spus, atenție, asta e valabil și la aici, în țara asta. Ceea ce se va întâmpla mâine e imperceptibil astăzi. Chiar făceam comparația eu cu embrionul care nu-l vezi în abdomenul femeii la început, pe urmă, mă rog, se mai îngroașe ea ca circumferință abdominală, mai știu eu ce, dar inițial nu știi, e, nu e, în fine, și totuși este. Și totuși viitorul e ăla, nu e ea. Atenție! Ea, sigur, o să fie mamă, o să mai îmbătrânească și ea, și iar embrionul ăla o să devină omul viitorul. E, asta a fost luată de foarte mulți ca un fel de afront la adresa ce se întâmplă aici, că ziua de mâine nu va fi ca aia de asta. Știi, am fost destul de relativ explicit. În momentul în care a avut loc Revoluția, a doua sau a treia zi, unul dintre, din conducerea Uniunii Scriitorilor, vine la mine și zice, domne, publicăm revista cu tare, ziarul cu tare, să știi cum au apărut atunci, sau ai auzit, ai citit cel puțin. Sigur. Zice, dă-ne un articol pe săptămână cel puțin, scris de tine. Deci era clar că nu scrisesem nici măcar un singur cuvânt favorabil regimului care căzuse. Asta a fost toată povestea la început. Eu mai făcusem o chestiune. Invitasem de nu știu cât timp avem. Invitasem în țară o serie de personalități științifice din toată lumea și în particular în Statele Unite și în Anglia, pentru că de acolo veneau. Vreau să spun un lucru care e foarte important, publicul românesc ar trebui să știe. Dom'le, ambasadele care ne-au susținut, pe cei care nu eram, eu nu pot să spun că eram dizidentul șef. Nu, dar eram un independent. Puteam să mă manifest ca un independent. Au fost ambasadele Statelor Unite, ambasada Statelor Unite și ambasada Marii Britanii. Alelalte, occidentale vreau să spun, au prea le... Și omor. Cine v-a propus să intrați în FSN? Stai puțin. Da. Eu am zis dimpotrivă că atunci când am participat, nu ca membru al guvernului, dar ca persoană în guvern, nu ca membru al guvernului, care trebuia să treci prin Parlament, ceea ce nu se întâmplase. Aia am zis în glumă că a fost primul guvern de coaliție din istoria post-revoluționară a României, că eu nu aparțineam FSN-ului. Pot să vă spun acum un lucru caragios. Eu am fost ales vicepreședinte al FSN-ului fără să fiu membru. Să vedeți cum. Vă spun iarăși rapid. Deci, când mă apăruseră articolele mele și chestiile de... Anton Bătășescu era ministru de stat apropiat de Petre Roman, de toată lumea. Imediat, așa, pardon,
Am avut o relație foarte apropiată cu amândouă aceste ambasade, și cu Statelor Unite și cu Marii Britanii, după ce am făcut acele întâlniri cu personalități științifice din cele, nu numai din cele două țări, din lume. Au fost niște simpozioane internaționale pe care le-am organizat. Nu mi-a dat statul niciun parachioare. Am discutat cu o serie de fabrici de medicamente, cum erau ele pe vremea aia de stat, și cu Ioreu, și ca să-și facă reclamă la Babeș. Și cu banii am putut să aranjez niște asemenea. După ce se întâmplă toate lucrurile astea, eu deja eram un om care fusesem, cum să spun, studiat din punctul de vedere al relațiilor mele cu ambasadele. Pentru că m-am ținut drept. Un bun prieten american și-a văzut dosarul. Eram foarte apropiați. Mi-a spus, primul nume românesc de care am dat a fost al tău. Dar s-a spus că nu pot fi de încredere. Deci, chiar ei m-au spălat în fața occidentalilor. Suntem prieteni și acum. Nu spun mai mult decât atât, dacă suntem și puțin acum, puțin rude prin alianță. Dar asta e altă poveste. Deci, așa eram un publicist. Sunt invitat în Grecia de către Ambasada Statelor Unite din Grecia. În martie 90. Era și frontieră și tot, dar nu mai era, nu se mai așa, circula în legea, fiecare în legea lui pe acolo, prin toate frontierele. Mă întorc de acolo și sunt invitat la Petre Roman prin intermediul lui Anton Vătășescu, ca să fie foarte clar. Mă duc. Și ce vrea să dorește să-ți dea ție, să ți conduci ziarul, cum s-a numit ziarul lor atunci, că am și uitat, mă fine, am purtat un nume, ca orice ziar. Așa. Zic, băi, eu îl schimb complet, că eu aiureală, zic, atacă liberale, atacă pe țărăniști, atacă în loc să atace pe cine trebuie. El zice, stai mă, că zice, lui Petre îi place. Acum, el mă poate auzi, dar asta e. Așa a fost discuția. Păi zic, dacă îi place, ce facem? Păi zice, nu mai mergem acum acolo. Chestia asta, când imediat ce am ieșit de acolo, a început povestea cu piața universității. M-am dus în piața universității, nu mai punea problemă să mă duc la guvern. Pe urmă, a trecut piața universității. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, dumneavoastră, iarăși nu știți, probabil, că erați mic sau nu vă născuți, nu știu. 13-15 iunie, sau ce? Nu aia, aia. Nu aia, venim pe urmă, mai pe urmă. S-a întâmplat că la 1 decembrie, la sărbătorirea de la Alba Iulia, conducerea de atunci, cu excepția lui Iliescu, i-a fluierat sau i-a nebunit pe țărăniști și pe liberali. Bă, zic, în ce aiureală intru eu acum? Și iar nu m-am mai dus, deși mă mai chemaseră a doua oară. A treia oară m-au chemat în martie 91, când se făcuse, cred că Tudorel Postolache făcuse, de fapt scrisese, programul de reformă, care mi-a plăcut. Și atunci am zis, da. Am fost întâi consilier politic la Petre Roman, ne-am înțeles foarte bine, fără legătură cu ceea ce spusesem înainte despre modul în care vedea el revințiarul ăla. Pot să spun că a fost o comunicare, adică în fiecare seară, noi mergeam împreună la el în birou de acasă și vedeam ce să facem a doua zi. Cam așa decurs lucrurile până în jumătate. S-a pus problema apoi la vreo două luni de zile să înființeze acest departament al informațiilor și mi s-a tras mie această dispoziție, mi s-a dat mie această dispoziție să-l organizez. Ne oprim la acest moment, domnule. Și iarăși mai revenim bine. După un scurt moment publicitar și da. Continuăm cu momentul în care ați fost numit șeful de stat, șeful departamentului și organizatorul guvernului. Da. Vă rog, mulțumesc.
mulțumim pentru atenție, stimați telespectatori. Mergem în continuare cu invitatul nostru deosebit, domnul Caius Traian Dragomir. Și revenim la momentul în care a fost numit șef al Departamentului de Informații al Guvernului. Funcție, departament nou înființat. Da. Și vă rog. Și care, în care era și am ca subsecretar de stat. Titlul era de secretar de stat, dar în subordinea primului ministru și nu a unui ministru ca de obicei. Adică secretarul de stat e fel de ministru adjunct. În timp ce aici eram subordonat numai direct primului ministru. Da. Ei, bine, sigur, mi-am văzut de treabă, ca să zic așa. Au fost momente foarte interesante, cum a fost problema cu Moldova, de pildă. Și țin minte și atunci că am fost pus să redactez eu comunicatul guvernului, a fost aprobat în guvern, mă rog, au mai zis una altă, dar a apărut ca atare. Mi-aduc aminte și asta e o lecție care, cum să spun, o transmit tuturor într-un fel, foarte bună, care vine de la un american. La un moment dat discut cu o persoană de la Departamentul de Stat și îl întreb, domnule, cum a fost comunicatul Guvernului României în legătură cu problema Moldovei. Și domnule, a fost foarte bun. Zic, nu a fost un pic prea puțin, adică nu trebuia să fie mai dur. Și atunci aici este sfatul pe care îl dau din partea unui american, inclusiv americanilor, ca dacă ne-ar urmări vreunul. Mi-a spus următorul lucru acest domn de la Departamentul de Stat și prieten. Adică. Zice, nu, niciodată să nu dai de la început lovitura cea mai de sus. Pentru că dacă contrapartea care reacționează rezistă, nu mai ai unde să te duci. Pornește treptat. Lovești până aici. Dacă a avut efect, e foarte bine. Dacă nu a avut efect, ridici de nou, până la maxim. Și pe drumul ăsta, până la urmă, vei avea un anumit rezultat. În timp ce dacă de la început te duci prea departe, de la început poți fi eliminat. Și nu e nicio ispravă dacă se întâmplă asta. Asta o spun așa ca idee generală. Deci, cum să spun, eram acolo. Eram acolo, dar am văzut o chestiune care mi se pare fantastică și care, să știți, că continuă și are loc în toate mediile și uneori și în alte țări. Dom'le, cine ajunge într-o poziție de autoritate, nu își închipuie că nu o să mai fie acolo pe viață. Nu, cum să spun, nu conceptual, dar afectiv își închipuie chestia asta. Adică el nu se vede altceva decât ce este atunci, în momentul ăla și ce a apucat să fie. Se apropiau alegerile din 1992. De fapt, primele alegeri, 90-92, au fost alegeri provizorii, pentru că s-a adoptat Constituția. Sigur. Și vedeam că nimeni nu se mișcă, domnule, nimeni nu scoate un program al partidului ăla, al FSN-ului ăla. Domnule, zic, cu ce să merge la vot, domnule? Nu mă lămurem. Mai întrebam pe unul, mai întrebam pe altul, mai vorbeam și cu Petre. Că facem, că trecem, dar nimeni nu se omora să scrie. Zic, eu zic, domnule, că tot pierd vremea aici, până la urmă. Haideți să mă apuc să scriu un program, ceea ce am și făcut. Pe urmă, l-am mai lucrat un pic cu Petre și să face un congres al partidului, al FSN-ului. Acum, cum îl scrisesem, practic, mă rog, într-o mare proporție, și în orice caz îl începusem, îi dădusem linii. Nu spun că n-au avut o contribuție și Dijmărescu și Petre, dar, cum să spun, porniseră prin. Mă așez acolo la sala polivalentă, la 8.000 de oameni, în fața 8.000 de oameni, la tribună. Vorbește unul, vorbește altul, bă, eu eram chiar lângă Petre, în dreapta lui. Bă, spuneau ăia niște chestii cu care nu mai ne alegeam 100.000 de ani lumină. Zic, Petre, bă, dă-mi cuvântul, că nu merge așa. Zic, ăștia nu cunosc bine programul, ăia care erau, n-are importanță cine. Petre, îmi dă cuvântul. Bă, mă crede sau nu mă crede, îmi pare rău că trebuie să o spun eu și nu o spune altul, s-a ridicat sala în picioare. Deci a fost succes. Plec de acolo vicepreședinte al partidului, dar nu m-a scris să se mute. De asta v-am spus că am devenit vicepreședinte. Iar programul, bineînțeles, că îl patrona Petre.
că nu era să-l patronez eu, că n-a vrut să semn de-a face cu partidul până atunci. Era, nu era normal. Eu îl scrisesem pentru el și împreună cu el până la urmă, nu? Chiar dacă îl inițiasem cumva, îl făcusem, îl dresasem, dar nu pot să vă le elimin. Pe Petre din această ecuație, n-aveam cum. Odată chiar am spus lui ăsta care a fost președinte la banca BRD din partea francezilor, cum îl cheamă, Bogdan Baltazar. Da, Bogdan. Așa, Bogdan Baltazar, i-am spus odată, băi, voi vă tot hârâiți pe acolo. Da, totuși, băgați de seamă că Petre e ăla care e, care e să fie șeful partidului vostru, nu mai amățiți. Asta a venit mai târziu, mai încolo. Acum, m-am trezit în situația asta. Trebuiau să se facă, urmau să se facă alegeri prezidențiale și așa mai departe. Dom'le, Petre Roman n-a vrut cu niciun chip să intre în această treabă. De ce n-a vrut, cum n-a vrut, nu știu ce calcul a făcut, deși comunicam mult, nu mai vreau să intru în alte detalii care privesc alte persoane, nu pe ea, dar nu a vrut. N-a vrut nici Dișmărescu, care era și el oarecum anvizajat. Eram și eu anvizajat, dar mi se părea că Petre dorește mai mult o altă variantă. Dom'le, să o dorească. Și am zis atunci, la o discuție, dom'le, eu mă duc să-i anunț că s-adunaseră nu știu câți acolo care manifestau pentru mine la sediu FSN-ului. Să-i spune, spune lor astăzi, să potolesc. Mă duc acolo, le spun că nu mai zic, nu mai tot strigați, dom'le, că eu nu candidez. Au sărit toți pe Petre și pe ăștia. Până la urmă m-am văzut în mașină cu Petre, mergând către congresul care se ținea la Brașov, deci noi tot împreună am plecat, așa, dar eu spunându-i, mă, candidează tu, el că nu, eu că da. Până la urmă a rămas să vorbim doi oameni, n-are importanță care era alălalt, dar a fost ras imediat. Am ieșit pentru că nu a vrut el să candideze. Asta este o chestie foarte clară. Am ieșit candidat, vreau să spun. Da. Așa. Candidat independent. Nu. Candidat al FSN-ului. FSN. Am înțeles. Mă aleseseră să candideze în congresul lor de la Brașov. Da, aha. Stai, gata. Deci acum eram regimentat, ca să zic așa. Da. Sigur că da. Din punctul de vedere al... toți candidații prezidențiali, de regulă, candidau atunci că erau, mergeau odată alegerile și ca senatori. Și, evident, am ieșit senator de București cu mult peste media FSN-ului București, dar, evident, din punct de vedere prezidențial, nu se punea problema să te opui lui președintelui Iliescu atunci. Da. S-a întâmplat o chestie care nu o mai povestesc acum, sau s-o povestesc, care s-a întâmplat chiar în timpul dezbaterilor pentru alegeri la televizor. Intru ultimul, că așa vine ultimul, ai văzut că și acum am venit târziu așa, dar nu prea târziu, deci totuși prezent. Și găsesc pe ceilalți, că eram șase candidați, pe patru candidați, ca patru candidați stăteau aici, imediat la ușa de la intrare. Vorbind între ei, salut, salut, dau mâna cu toți, evident. Eu am socotit întotdeauna o concurență sportivă. Asta mi s-a părut, dar trebuie să fie politică. Dom'le, dacă nu e sport, e mizerie, clar. Erau puse pupitrele și președintele Iliescu stătea la primul pupitru de aici, urma al doilea al meu și nu mai știu ce mai era încolo, n-are, adică știu, dar n-are importanță, care stătea izolat așa cu ăstea, să, nu știu, să cam strâmbau la el așa ceva, o chestie de genul. Drept care eu mă duc, m-am enervat. Zic, ce au ăștia, domnule? Ce e aici? Cum să spun, cel mai mult eu l-am atacat în acea campanie pe președintele Iliescu, nu pe altcineva. Dar nu mi-a plăcut această scenă. Mă duc, îmi pun mapa pe care o aveam pe pupitru meu
Și mă întorc către președinte, îi întind mâna, bineînțeles că ordinea ar trebui să fie inversă. Nu știu dacă dânsul mi-a întins-o mie sau eu dânsului, dar oricum cu tot respectul. Și zic, doamna președinte, ce faci, doamne, aici? Păi ăia ce fac acolo? Haide, ia veniți cu mine. Și l-am luat la braț și l-am dus acolo. Zic, bă, ce faceți? Că, ce vă luptați între voi, așa vă vreți să vă omorâți? Asta a fost vorba mea, alta n-a fost. Pe urmă, eu l-am atacat cu toată cinstea și seriozitatea. El pe mine, la fel. Dar să știi că toată echipa de campanie a văzut, a lui, a văzut chestia asta și au fost foarte impresionați. Asta a fost legătura cu președintele ulterior. De aici s-a născut, din acest simplu gest, că de nu mi-a plăcut, domnule. De la o competiție, de la o competiție. Umane, domnule, da. Suntem oameni, suntem români, facem, ne batem pentru această țară, apreciat nu pentru altceva. Apreciat cum ați luptat. Domnule, n-a zis nimic atunci, da? N-a zis nimic. La un moment dat, nu știu ce nu le-a plăcut lor acolo, în fine, a lor noștri, FSN-ul nostru. Că văd că tot nu mergeau la vot, la chestii, la nu știu ce, la treburile astea. Și atunci m-am enervat la un moment dat și, e adevărat, i-am dat un telefon președintelui Iliescu. Mi-a răspuns imediat. Schimbasem în momentul în care eu am pierdut, bineînțeles, din primul tur, le-am trimis lui Constantinescu și lui Iliescu scrisori manuscrise, holografe, de felicitări și de urări de succes. Când a rămas numai Iliescu, îmi trimis numai lui Iliescu, Constantinescu nu mi-a răspuns, Iliescu mi-a răspuns de două ori și prima dată și a doua oară, tot holograf. Da, 92-96, 96-2000, când a fost președinte. Nu, dar mi-a răspuns. Da, am înțeles. Și când i-am dat telefon și am spus că vreau să vorbesc cu el, imediat a zis, când dorești, mâine, mâine, da, uite, gata, vino. Și i-am spus, doamne președinte, doamne, împingeți-mi un pic să facă ceva, că parlamentul ăsta stă și nu știu de ce stă. Și așa au început discuțiile cu președintele. Asta a fost toată treaba. Nu mai aveam cu cine discuta. Atunci ăștia, cei din FSN s-au supărat că eu discut cu președintele. Păi bă, dacă n-am cu cine discuta, ce vreți să fac? Așa. Și atunci am simțit că ar fi dispus să facă o coborâre a mea la un nivel bazal. Trebuie care mi-am dat demisia și am plecat. Eu sunt un specialist în demisii, să știi. Da. Demisia și în 1994 ați fost numit ambasador de președintele Iliescu, bănuiesc. Da, fiind de data asta membru în conducerea Partidului Național Liberal. Da. Întrebarea care o să mi-o puneți este de ce m-am dus ambasador? Păi uite de ce m-am dus. Pentru că nu mi-au mai plăcut partii. Erau două motive. Unul foarte pragmatic referitor la mine și altul de principiu. De principiu, partidele funcționau prost. Dom'le, toți se băteau între ei, toți membrii din conducerea unui partid vreau să fie președinții partidelor. E, mie nu-mi plăcea chestia asta, nu se putea, nu e. Să știți că încă mai funcționează chestiile astea. Acolo, la vârfuri, sunt toate frecușurile din lume. Mai era și al doilea. În aceste alegeri, fiind și candidat prezidențial al FSN-ului, eu n-am avut pus niciun leu la... Ori eu n-aveam bani să-mi fac campanie și nici dispoziție să mă pun în serviciu altuia care să-mi dea banii și pe urmă să nu știu ce. Și azi, singura soluție mi se tot propunea, mi-au propus diferiți oameni din autoritate. Hai, domne, du-te ambasador undeva. Și atunci m-am dus la președintele Iliescu și i-am spus treaba asta. Că vreau să plec într-o ambasadă. Nu i-am spus niciunde. I-am spus doar într-o țară importantă pentru România. Atâta i-am spus. Și i-am mai pus încă o condiție, care am pus-o și a doua oară când am mers. Și condiție. A acceptat imediat. Și să mă pot adresa direct dumneavoastră și primului ministru și ministrului de externe. Să nu trec de fiecare dată printr-o directorii din Ministerul de Externe, că n-am de ce. Mai bine sunt medic și îmi văd de treburile mele cu toată libertatea și seriozitatea. În Franța, până în 1994, fuseseți, în mod cert, în Franța. Era prima dată când vă duceați în Franța? Nu, știam bine Franța. Și bine Noi am călătorit mult în străinătate. Da. Și să vă spun cum de ce. Cum a stabilit Franța?
Nu, eu n-am zis nimic. Și când v-a spus Franța e ok, a zis da, de acord. Dom'le, s-a întâmplat o chestie de tot hazul. Adică vă pot povesti că până la urmă detaliile astea nu le știe publicul. Vă lucrurile mari le citește presa de atunci, se duce la Biblioteca Academiei, ia ziarele și le vede. Dar sunt mici secrete. Eu am fost invitat pentru geriatrie, atenție, nu ca senator, la Buenos Aires. Mă întorc de la Buenos Aires și urma să plec la Bangkok. Și apoi, să ne pune și legătura cu Brazilia, că ați primit unul din Dalai. Stai să vezi. Da. Aia nu e politică deloc cu Brazilia. Nu este. E strict medical. Dorm o noapte în patul meu de acasă și plec la Bangkok. La Bangkok, când... În Thailanda, să știu. În Thailanda, da. La Bangkok nici nu apuc să intru bine în camera care mi-a pusă la dispoziție într-un hotel foarte frumos și mai departe, că sună telefonul de la București. Zice, alo, Ministerul de Externe, domnul ambasador, îmi spune direct ambasador. Eu acum aflam că eram deja numit. Și domnul ambasador zice, puteți să veniți mâine la comisie? Păi cum să vin mâine, că de-abia am aterizat aici. Păi zice, atunci peste două săptămâni. Zic, la comisia pentru politică este. Exact, atunci peste două săptămâni. Trebuia să vă dea un aviz. Dar zic, am și eu să vă pun o întrebare. Unde mă duc, domne? La care ăla zice, hai domnul ambasador, nu vă bate joc de mine. Adică cum, nu știți unde vă duce? Domne, înțelegem, spunem, domne, unde să mă duc, unde mă duc. Știi, și tot așa mergea discuția, până la urmă ce era, că țineți neapărat să repet și eu, că sunt sigur că știți, la Paris. Ah, bun, mulțumesc, am zis, și i-am văzut de treabă. Am fost acolo, m-am dus și pe urmă, asta a fost. Deci n-a fost decizia mea. Nici nu știu a cui a fost. Că a fost a ministrului Meleșcanu, că a fost a primului ministru, nu era prim-ministru, era președintele Camerii, Adrian Năstase, că a fost a președintelui Iliescu, habar n-am. Și niciunul n-a vrut să recunosc. Am înțeles. Și în 2001? În 2001... Atunci era prim-ministru Adrian Năstase, 2001, președinte tot Ionu. În 2001 problema s-a pus în alt mod. Dom'le, eu îi susținusem acum pe ăștia din ce era acum. A fost FDSN, devenit PSD. Era PSD deja. I-am susținut, dar nu eram membru. Nu mai eram membru nici la liberali, că demisionasem când plecasem la Paris. Puteam doar să mă... I-a susținut în diaspora? Aveam mulți cetățeni români atunci în Franța? Aveam. Nu aveam, dar face cu politica, cu cetățenii români. Eu i-am lăsat să-și facă ce vor. După 2007 a fost exodul acesta. Nu m-am amestecat în a le da dispoziții. N-am făcut. Niciodată. În străinătate trebuie să te comporți cu toți egal, că eu nu reprezentam partidul cutare, reprezentam țara. România, da. Și oricum veneam din partea liberalilor. Eu, ca partid, eram la liberali. Deci, președintele Iliescu a numit un liberal, un conducător liberal. Eram în Consiliul de Conducere. Am demisionat ca să scap odată de... Dom'le, era o chestie care nu funcționa. Adică, oamenii, și sper că nu mai așa acum, sau o fi la unii, dar nu în niciun caz sper la Tăriceanu, dacă vorbeai cu unul, se supărau toți ceilalți. Pe urmă te duceai, vorbeai cu ălălalt, o chestie simplă. Te întâlneai pe coridor și le întrebai de sănătate. De ce vorbești cu cutare? Adică, nu știu, și în partide această chestie tot se învârte înainte. Adică, deci asta a fost cu plecarea mea ca ambasador. Vreau să spun că atunci când m-am dus la președintele Iliescu și am spus chestia asta, a zis că de tine ar fi mult mai multă nevoie în țară. Păi zici, știu că ar fi nevoie în țară, dar ce fac eu cu partidele astea și cu alegerile mele, alegerea mea și așa mai departe. Zic, din străinătate, cât de cât mai pot să aduc un beneficiu țării oarecare. Ceea ce s-a și întâmplat, cred că e foarte clar. Așa. Deci asta a fost toată istoria. În ulterior am întreținut o relație personală cu toți oamenii aceștia. Am scris în continuare în presă, așa cum mi-am scris eseurile, și vor apare la un moment dat toate. Cred că am nevoie de un raft așa mai mult. 2001. Stai puțin, 2001. Deci, cred că a fost o anumită frământare în FSN. Ce facem cu Dragomir? Cred. Pentru că la un moment dat mi s-a relatat o discuție. Scuze că vă întreb. Între 1997-2001,
Ați mai activat pe plan politic sau erați numai nu eram nici membru. Deci, dar frecventam lumea, mai ales mediile politice. Da. Mai ales a grupului din partidul președintelui Iliescu, dar așa e și inclusiv la dânsul. Dar așa, cum să spun, cu o idee politică, cu o sugestie, dacă vă puneați pe tapet experiența acumulată în acest moment. Fără nimic presant. Mi s-a relatat și o discuție în care s-a zis, domnule, nu faceți nimic cu Dragomir, într-un grup din ăsta de conducere. La care unul dintre oamenii care atunci era vicepreședinte al partidului a zis, n-aveți nicio grijă că nu o să rămână domnul Dragomir așa, fără o grijă. Nu știu cum să zic. De ce spun treaba asta? E un lucru destul de important, pentru că vedeți, s-a socotit întotdeauna că trimiterea într-o ambasadă e un fel de a scăpa de cineva. Că poate fi un asemenea mecanism. Nu m-am gândit la asta și totuși ziceam, s-ar putea să fie vreo ambasadă ceva, dar nu țineam. Eu eram la Babeș, mă întorsesem la Universitatea Spiru Hared, la Babeș, la Universitatea București, m-am ținut curs, mă vedeam de treburile mele. Ce s-a întâmplat? Vine o zi în ianuarie, țin minte și data, 29 ianuarie, eu sunt foarte slab la memorarea datelor, dar asta m-a impresionat așa. Și 22 ianuarie 2001. Da. Da. Mă sună președintele Iliescu personal, adică în telefon sună, ce sunt? Iliescu, el nu spunea. Zice, poți să vii la prânz pe la mine? Păi zic, cum să nu poți, nu pune problemă cu dumneavoastră. Sigur că. Și imediat când am intrat la dânsul, mi-a zis, vrei să pleci ambasador la Atena? Fără niciun fel. N-am niciodată. Dom'le, mă gândisem la Buenos Aires, mă gândisem la Thailanda, mă gândisem la multe, dar la Atena, care era aici, nu-mi trecuse prin cap. Zic, nu ar fi mai bine prin altă parte. Cum, dom'le, când Atena e, când Grecia, unu, că e foarte importantă pentru noi, și doi, este... Aproape. Este o țară de mare cultură. Am zis, ok, dacă e Atena, Atena să fie. Așa. Știam, totuși, Grecia, deja o cunoscusem. Prima dată am fost atunci când eram invitatul ambasadei Statelor Unite. Da, a spus dumneavoastră. Da. Aici. Asta a fost istoria cu Grecia. Să știți că a contat, pentru intrarea în NATO și în Uniunea Europeană, trei țări au contat. Franța, Grecia și Italia. Alelalte toate erau împotrivă. Dar dacă unele dintre membre la vremea respectivă își doreau foarte mult ceva, să putea răsturna toată balanța. Și ce scuze, că ne apropiem de sfârșitul emisiunii și spune trebuie ce să mai discutăm ceva despre Emmanuel Macron. Domnul Adrian Stase, la finalul depoziției sale în această carte, la finalul acestui articol deosebit de interesant, sublinează faptul că în cartea Revoluția lui Emmanuel Macron, acesta sublinează în interiorul statului, în interiorul Franței, principiile egalitate, fraternitate, dreptate, egalitate, fraternitate. Însă, pe plan extern, pe plan Uniunii Europene, el susține o debarcare a egalității între state și chiar întemeierea unei sfinte alianțe a Uniunii Europene formată din Franța, Germania și Sările Spania eventual. Problema este că acum, când România, pe mine și pe noi, de fapt, ne interesează poziția României, în contextul actual în care se apropie centenarul Unirii, în care, iată, luptele interne în România nu se mai opresc. Ceea ce în perioada în care dumneavoastră ați activat în FSN, exista probabil o solidaritate pentru a face, ceva mai mare decât acum atunci. Oricum nu era... Și în situația în care statele membre grupului de la Visegrad, și aici ne referim în special la Ungaria,
va avea o atitudine nu tocmai pozitivă față de aniversarea centenarului Unirii. Cum credeți că ar trebui România, din punct de vedere diplomatic, în privința relațiilor cu Franța și cu Uniunea Europeană, în perspectiva apropierii centenarului Unirii, să acționeze, pentru că e o situație destul de delicată? Situație delicată pentru că noi am făcut-o să fie delicată. Când ți se dă în mână, eu am apreciat, acum încep să-mi pun întrebări când au apărut o serie întreagă de informații care nu îi sunt favorabile fostului prim-ministru Ponta. Acum îmi pun întrebări, dar eu am apreciat ministeriatul Ponta în general. Și te duci la secretarul Comisiei Europene, Barroso. Și las două listă de 11 puncte și tu pleci cu ea, o pui la sân sau în buzunar sau în portofel și pleci cu ea, comiți o greșeală care e greu să repară. Aia se pune înapoi pe masă, a și ieșit din cameră fără să zic bună ziua și Barroso a alergat după mine pe scară. Fiindcă nu le convine nimănui o ruptură. Păi Grecia a rupt-o de zeci de ori cu NATO. I-a scos, a scos baza militară de, la, de acolo, de la, dinspre, dinspre Union americană. Bun, și le-au zis și i-au dat americanii afară din NATO. În 10 secunde, în ce scuze, domnul academician, ce poziție ar trebui să abordeze România din punct de vedere? Foarte dură. Exact, să-și apere interesul cu o decizie absolută. Nimeni nu poate să-i ceară altceva. Da. Mulțumim mult domnului ambasador, domnului academician, domnului ministru Caius Traian Dragomir pentru prezența la noi în emisiune. Vă doresc încă o dată multă sănătate, putere de muncă și să ne mai întâlnim și cu alte ocazii. Telespectatorilor le dorim o seară frumoasă și să sperăm că după alegerile din Franța, perspectivele României din punct de vedere al politicii externe, din punct de vedere a relațiilor cu Uniunea Europeană, nu devin mai proaste, să fie din ce în ce mai bune. Mulțumim, bună seara! La revedere, cu drag!